După cum ați văzut în clipul de astăzi, vorbim despre cărți și am stat foarte mult să mă gândesc dacă să fac o retrospectivă a anului trecut cu ce am citit în 2021, cu toate cărțile, cu toate că eu am făcut clipuri așa sporadice de-a lungul anului în care v-am povestit de ele, sau să fac un top al cărților, sau să fac, nu știu, un clip cu ce vreau să citesc anul ăsta, sau... Mi-a fost foarte greu să mă decid și asta pentru că de pe la jumătatea lunii octombrie și până acum, în februarie, am fost într-un reading slam din ăsta groaznic, la modul că în octombrie nu știu dacă am citit ceva, în noiembrie sigur n-am deschis nicio carte, n-am citit absolut nimic, în decembrie un pic așa, o să vedeți ce am citit, în ianuarie iarăși nimic și acum în februarie am reluat așa, am reintrat ușor, ușor în lumea asta cărților și am reînceput să citesc mi-a fost foarte greu să mă reapuc pentru că m-am zis, m-a trăznit așa o silă efectiv de a citi și de a sta cu ochii în cărți, nu știu ce s-a întâmplat exact, o lipsă de inspirație, nu mă puteam concentra, că am mai încercat să citesc și nu prea mă puteam concentra și a fost o perioadă din asta destul de aiure și am preferat să o las să treacă și când m-am simțit cât de cât pregătită să reintru în lumea asta cărților, am făcut-o. Drept dovadă că am reînceput și lecturile la Book Club și o să vă povestesc și despre asta, despre ce citim în luna februarie la Book Club și dacă vreți să ne însoțiți și voi, fie aici, fie să intrați în Book Club, sunteți invitați cu mare drag. Dar da, a fost o perioadă foarte complicată pentru mine în materie de cărți. Chiar mă uitam la Loredana de la Ascult și Citesc, pe care o urmăresc foarte des și îmi plac foarte mult recomandările ei și îmi place cum povestește despre cărți. Are așa un stil foarte frumos de a povesti despre cărți și în luna ianuarie a citit 14 cărți și chiar îi spuneam, Dumnezeule, copilule, de cum 14 cărți? Că eu nu am reușit să deschid una și râdeam cu ea pe tema asta. Dar da, mi-am revenit cât de cât și să sperăm că de acum încolo o să fie mai bine, pentru că anul trecut mi-am propus să citesc 24 de cărți, asta însemnând două cărți pe lună. Pentru cine nu știe, ăsta este un obiectiv imens pentru mine, adică este ceva uriaș, pentru că eu sunt o cititare extrem de lentă din motive tehnice și nu numai. Sunt o cititoare extrem de lentă, așa că dacă vă zic că am citit o carte de 400 de pagini într-o săptămână și vouă vi se pare... 400 de pagini, le citesc în două zile! Să nu vi se pară aiurea, pentru că pentru mine cam atât am ia, cam așa mi-a o săptămână, dacă stau să citesc în fiecare zi cel puțin, mi-a să parcurg 400 de pagini. Acum depinde și de cum e scrisă cartea foarte mult, dar de regulă cam ăsta este timp. Și mi-am zis, pentru că tot așa, cu un an înainte fusesem tot într-un reading slam din ăsta în care doar am început cărți și n-am terminat aproape niciuna, am zis, hai să o iau ușor și să-mi propun să citesc două cărți pe lună, ceea ce s-a întâmplat și nu prea, adică au fost luni în care am citit 6 cărți, au fost luni în care n-am citit niciuna, de dovadă noiembrie, octombrie și au mai fost câteva luni de genul ăsta. Da, așa că pentru anul ăsta, obiectivul meu pe Goodreads, am conci acolo și vi-l las în descriere, dacă vreți să fim prieteni acolo, să ne dăm like-uri și să povestim despre cărți. Obiectivul pentru anul ăsta în materie de cărți rămâne la 30, am zis 30 de cărți, nu 24, deși nu știu cât de inteligent este obiectivul ăsta, dar încercăm, da? Nu prea mi-a ieșit cu 24, am terminat 24 cu chiu cu vai până la urmă pe 2021, dar având în vedere că în ianuarie n-am citit nimic, Goodreads deja mă anunță, vezi că trebuie să citești 3 cărți într-o lună ca să ajungi la obiectivul tău, ceea ce mi se pare foarte greu, dar o să încerc, na, eu încerc, na, am zis să nu pun tot 24, adică să fie un pic challenging obiectivul ăsta, să fie peste ce am avut anul trecut, dar... Dumnezeu cu mine. Nu o să vă mai bat la cap, trecem la cărțile pe care le-am citit, am și un mini book haul pentru că am cumpărat câteva cărți, nu a trei, nu vă speriați, tocmai pentru că n-am citit mult, m-am ferit de a mai cumpăra cărți în disperare.
Și o să vă fac la final și un top al celor mai bune cărți pe care le-am citit eu în 2021, un top 3, așa ca să-mi vin toate ideile pe care le aveam de clipuri de genul ăsta într-unul singur și să fie așa o salată completă, frumoasă, cum ne place nouă. Bun, ultima carte pe care am terminat-o este o carte pe care am primit-o de la draga mea Mirela. Mirela, care este o urmăritoare foarte veche a mea, cred că mă urmărește din primii ani de YouTube și pe care o pup și o iubesc mult de tot, care, dacă mi-aduc bine aminte, tot mi-ai trimis și parfumul de la Burberry, nu? Burberry Britu, care îmi place de mor, îl mai am așa cum mai am din el, pentru că încep să nu-l consum pe tot odată. Îmi place foarte mult parfumul ăla și îl port, crede-mă, foarte des. Dar ea mi-a trimis cartea asta cu pescărușul Jonathan Livingston acum câțiva ani, nu știu, să tot fie vreo 4 ani, dacă nu mai bine. Și mi-a trimis cartea asta foarte drăguț din partea ei și n-am citit-o, pentru că mi-a zis la momentul la care mi-a trimis cartea, mi-a zis ce vezi că trebuie să fii într-un mood anume pentru cartea asta, că nu e, nu e o carte de self-help sau nu e o carte obișnuită, cu o poveste obișnuită, și zic ok. Și am tot pus-o în bibliotecă, am tot mutat-o de colo-colo, am tot dat-o de colo-colo și n-am citit-o. Și în decembrie, când eram așa, zic hai mă să citesc ceva mai light ca să-mi revin la starea mea de a citi, și am luat-o pe asta și mi-a plăcut povestea. Este povestea unui pescăruș, practic. De fapt, ideea este de a umaniza un pescăruș, de a umaniza un animalele, cum se întâmplă, de exemplu, în desene animate. Nu ai personaje umane, ai animăluțe care se comportă ca oameni. Exact așa e și aici. Este vorba despre un pescăruș care este total diferit de restul lumii, care are o concepție diferită despre viață, este judecat de părinți, de societate în sine, de grupul lui de pescăruș și așa mai departe. Și cu toate astea, el ține foarte tare la ideile pe care le are și reușește să rupă niște bariere și niște tipare și reușește să facă niște lucruri extraordinare, rămânând fidel ideii că nu este rău să fii diferit și nu este rău să fii ciudat și nu este rău să fii altfel decât ceilalți oameni. O idee foarte frumoasă în sine, mi-a plăcut partea asta. Povestea în sine nu m-a dat pe spate în sensul de, nu știu, cu pescăruș, cu povestea lui, nu m-a dat pe spate. Bineînțeles, mi s-a părut puțin trasă de păr, dar problema mea cu cartea asta a fost că sunt de acord cu toate ideile astea, cu da, e bine să fii diferit, e bine să fii grozav, e bine să fii altfel decât ceilalți oameni, e bine să gândești tu cu mintea ta, doar că ce nu se spune de foarte mult, și asta o spun din proprie experiență, eu fiind tot timpul altfel decât oamenii din jurul meu, ce nu se spune niciodată când vine vorba de acest subiect este că da, oamenii acceptă să fii diferit atâta timp cât cât intri în tiparele lor. Adică, dacă toată lumea poartă verde și tu astăzi te-ai decis să porți albastru, da, oamenii sunt ok, da, ok, poartă albastru, da, nu poartă verde ca noi toți, poartă albastru, da, l-acceptăm așa cum este. Dar în momentul în care ei porți o culoare pe care oamenii din jurul tău nu știu să o recunoască, nu știu, ai inventat tu o culoare, în momentul ăla să fii diferit nu mai este așa drăguț. Și asta nu se spune niciodată când vine vorba despre a fi diferit. Dacă vreți, putem să discutăm mai detaliat despre asta într-un clip viitor și să vă spun care sunt părerile mele, bineînțeles, în materie de în materie cu subiectul ăsta, pentru că e o întreagă teorie pe care mi-am dezvoltat-o de-a lungul anilor, fiindcă toată lumea zice, a, ce bine e să fii diferit, a, ce bine e să faci altfel, a, mie îmi place să fac lucrurile altfel, și de fapt când te uiți, nu e chiar așa. Da, i-am dat 3 steluțe din 5 pe Goodreads, mi-a plăcut în esență povestea, mi-a plăcut în esență învățăturile pe care pot să le tragi din această carte, dar nu m-a dat pe spate, poate m-a prins și într-un mood foarte ciudat în decembrie, știți că n-am fost în cel mai bun mood posibil și poate și din cauza asta m-a prins așa, dar cu siguranță am să o recitesc pentru că este o carte drăguță așa de recitit. Bun, apoi o carte pe care am primit-o de la Denisa, care mi-a plăcut mult pentru că e așa, simpăticuță, mi-a adus cumva aminte, ups, mi-a adus aminte de copilărie, și este o carte cu povești
de Crăciun, de mai mulți autori, printre care aveam, stați așa unde era, stați că aveam mai mulți autori. Ah, da, da, scrie fix în fața ochilor mei. Charles Dickens, Mark Twain, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle și mulți alții, mulți alții ăștia fiind... da, ceilalți autori nu sunt așa de cunoscuți și nu e adevărat, nu e niciun Anderson pe aici, dar cam ăștia, Charles Dickens, Mark Twain, Oscar Wilde și Arthur Conan Doyle, ăștia sunt principalii autori. Niște povești de Crăciun, așa, drăguțe, unele m-au cam enervat, așa, m-au călcat puțin pe becă, așa, dar având în vedere perioada în care au fost scrise, adică unele pe la 1900, unele din înainte de 1900, le-au trecut, așa, cu vederea, le-am trecut cu vederea, dar e o carte drăguțică. Apropo, bănuiesc că o găsiți pe Elefant sau pe Libris, nu știu, o să o caut și o să vă las link de la toate cărțile despre care vă vorbesc astăzi. E și foarte drăguță, un cadou super bun de Crăciun, adică dacă vă interesează, e super bun pe post de cadou de Crăciun, că e simpatică, mai ales pentru copii, povești de... Așa, apoi, cartea lunii... Octombrie, noiembrie, decembrie, habar n-am, nu știu, una din astea, de la Book Club, Femeia din cabina 10, o carte pe care mi-ați recomandat-o voi și pe care am pus-o la Book Club, Ruth Ware. Da, am avut foarte multe așteptări cu privire la carte și m-a cam dezamăgit, să fiu sinceră, pe lângă faptul că m-a plictisit destul de tare stilul în care a fost scrisă. Nu știu, mi s-a părut destul de anost modul de a scrie. Nu știu, nu m-a dat pe spate, nu m-a atras. Pe lângă asta are un final extrem de utopic și de SF, adică având în vedere tot ceea ce s-a întâmplat, având în vedere contextul, având în vedere toate lucrurile astea, finalul mi s-a părut extrem de utopic, așa, nu mă așteptam să fie altceva finalul și nu ceea ce a fost, pentru că ăsta a vrut să dea un happy ending, așa, să lege totul frumos într-un buchețel și să-ți dea un happy ending la final, ceea ce este în totală contradicție cu tot ce s-a întâmplat până atunci în carte, dacă înțelegeți, da? Și nu m-a mulțumit finalul, nu mi-a plăcut, v-am zis, nici prea mult stilul de a scrie. În sine, despre ce este vorba? O tipă se îmbarcă, este jurnalist, se îmbarcă pe o croazieră, pe un vas de croazieră, mă rog, e chestia aia ca în Emily in Paris, e cam aceeași chestie, trebuia să se ducă altcineva, dar a ajuns să se ducă ea și în fine, în croaziera asta și se pare ei, într-o noapte, fiind extrem de beată de altfel, se trezește undeva pe la miezul nopții și se pare că este cineva, o femeie este ucisă. Și de acolo începe ea să investigheze, dar asta printre foarte multe come alcoolice, nu chiar come alcoolice, dar printre foarte multe crize din astea de alcoolism și de băut și de printre multe crize de băut, din care la un moment dat efectiv nu își mai dă seama dacă a visat, dacă a avut halucinații sau dacă a fost real. Partea proastă cu cartea asta este că aici autorul ar fi putut, sau autoarea, pardon, ar fi putut să speculeze mult mai bine ideea asta între fantezie, între imaginație, între halucinație și realitate. Adică mi s-a părut că a lipsit ceva, mi s-a părut că îi lipsește ceva, adică putea să se joace mai mult, să te facă să crezi că halucinațiile sunt reale și că ceea ce este real este o halucinație. Adică n-a speculat suficient de bine din punctul meu de vedere aspectul ăsta. De lângă asta, a mers destul de lent, adică v-am zis, cartea are cât are? 300 de pagini, cam așa are. 398 de pagini cu tot cu mulțumirile și primele 298 de pagini, deci în primele 298 de pagini acțiunea curge atât de greu, de lent. Nu este o carte greu de citit, este o carte chiar rapidă prin care poți să treci rapid, dar nu se întâmplă nimic din punct de vedere al acțiunii. Nu,
Adică totul se leagă între niște serii în care ea se îmbată și încearcă să tragă niște concluzii și începe să devină suspicioasă pe absolut toată lumea, inclusiv pe un fost iubit al ei cu care se întâlnește pe vasul de croazieră și devine foarte suspicioasă, dar v-am zis, se luptă așa între halucinații și realitate și între dovezi și pierde dovezile și tot așa, știți? Și e un dute vina din asta în aproape 300 de pagini, urmând ca în ultimele 100 de pagini ritmul să se schimbe total. Exact asta vorbeam cu fetele de la Book Club. Zici că primele 300 de pagini au fost scrise de cineva și ultimele 100 de pagini se schimbă radical, la modul că și acțiunea se schimbă și ritmul și tensiunea pe care o creează se schimbă. Adică dacă ar fi concentrat cartea asta în 150 de pagini și ar fi scris-o cum a scris ultimele 100 de pagini, ar fi fost genială. Ar fi fost minunată. Dar s-a simțit efectiv când a ajuns la pagina 300 sau pe acolo, în jur de pagina 300, efectiv zici că s-a rupt cartea în două și e altă carte. Adică ritmul este altul, v-am zis, tensiunea este construită bine, deci zici că alea 100 de pagini sunt scrise de altcineva. Efectiv, nu știu, s-ar putea să fie. Adică în ziua de astăzi se apelează foarte mult la ghostwriteri, adică mari autori în general așa fac, apelează la ghostwriteri și s-ar putea să fie scris de 4-5 autori și să ia să fi luat ce e mai bun de la cei 4-5, iar ultimele 100 de pagini să fie de la un autor talentat. Da. V-am zis, m-a dezamăgit cumplit din punctul ăsta de vedere. Acțiunea ar fi avut foarte mult potențial, mai ales că era cadru ăla cu nava, cu vasul de croazieră, adică era într-un spațiu închis, spațiu limitat, unde opțiunile ei erau limitate, n-avea unde să fugă, n-avea unde să îi se piardă prea multe dovezi, adică spațiul în sine mi-a plăcut ideea că acțiunea s-a întâmplat undeva. Chiar am văzut un comentariu pe Goodreads în care cineva spunea, este un fel de Orient Express, dar mult mai prost scris. Și cam așa este, adevărul ăsta este. Nu că aș fi o mare fană Agatha Christie, că știți că nu sunt, dar este un fel de Orient Express pentru că te închide practic într-un spațiu limitat, adică dacă acțiunea asta s-ar fi întâmplat în New York, de exemplu, sau într-un oraș din ăsta mare, sau într-un cartier, sau într-un sat, sau la o fermă, n-ar mai fi avut farmecul ăsta, adică farmecul în sine este dat tocmai de faptul că pasagerii sunt limitați, pasagerii sunt pe un vas de croazieră și nu prea au spațiu de mișcare, adică lucrurile sunt relativ închise și atunci este destul de interesant cum se joacă cu faptul că pierde dovezi, cum se joacă cu... Dar v-am zis, mi-ar fi plăcut mult mai mult dacă specula ideea asta dintre halucinație și realitate mai mult, dacă ar fi scris cele 300 de pagini exact cum le-a scris pe alea 100, ultimele 100. Ca paranteză, apropo, am observat că în ultima vreme sunt foarte mulți autori care scriu mult, adică scriu cărți să fie voluminoase, să iasă la așa, pentru că cumva justifică prețul unei cărți. Deși eu prefer o carte care să aibă 100 de pagini, adică nu mai mult, dar să fie bine scrisă. Bă, deci are 100 de pagini să zici, mamă, deci vreau să o mănânc și vreau să o recitesc cartea aia. E, asta nu vreau să mai revin la ea, cartea asta, adică pentru mine. E interesant, adică pentru genul polițist este destul de interesantă, dar nu mă da pe spate. Adică eu care sunt mare iubitoare de cărți polițiste, again, nu Agatha Christie și nu Rodica un joc brașoveanu, mai avem și alte cărți polițiste pe lumea asta, mult mai bune, nu mă da pe spate. nu mă da pe spate. Așa, o carte pe care m-am chinuit cumplit de tare să o termin, să o citesc de ani de zile, tot așa, o am prin biblioteca mea, mamă, cred că am cumpărat-o, nu, eram fascinată de seria asta, că este o serie, se numește seria Lux, cumpărat-o, cred că în facultate sau imediat cum am terminat facultatea, adică în preistorie deja.
Și n-am citit-o și am început-o la un moment dat. Știu că am descărcat audiobook-ul și mi-a plăcut atât de tare încât am zis nu, asta nu o ascult, pentru că dacă o ascult sunt foarte mari șanse să o uit, așa că o să-mi cumpăr cartea și citesc cartea, vreau să o simt fizic. De atunci și până m-am apucat eu de citit au trecut niște ani, pentru că da, așa mi se întâmplă. Am început o dată, am citit vreo 100 de pagini și am lăsat-o pentru că au venit alte cărți și mi-au captat atenția mult mai repede. După care acum, când? Acum, prin noiembrie, decembrie, am zis, cheamă, hai să, tot așa pe ideea să citesc ceva light, pentru că simțeam că vine acel reading slump. Este o carte fantasy drăguță, se numește Obsidian, că nu v-am zis cum se numește, se numește Obsidian. Este din seria Lux, este primul volum din seria Lux, după cum vă spuneam, unde aveam niște extratereștri, o temă pe care eu de altfel n-am mai citit-o, adică n-am mai abordat-o niciodată asta cu... De fapt nu e carte de fantasy, e SF, mă scuzați. Așa. N-am mai abordat seria asta, în genul ăsta de cărți cu extratereștri și tocmai de-aia vreau să o citesc, zic hai să vedem. E o poveste de dragoste, cum vă așteptați, între o puștoaică de 16 ani care din fericire sărumâna, Doamne, nu are nimic special în viața ei, în viața ei obișnuită, nu este cea mai bună la, că în general știți că ăia sunt protagoniștii în cărți sau în filme, ăia care sunt cei mai buni la sport, cei mai buni elevi, cei mai grozavi copii, ori sunt cei mai buni, ori sunt cei mai pulbere. Deci cei mai cei. Asta este mediocră din toate punctele de vedere. Tipa are și ea un blog de cărți. Știu că atunci când a fost cartea asta populară, în anii 2000 și ceva, când seria asta a devenit populară, știu că s-au apucat foarte multe fete de blogging, tocmai în ideea că fata asta era blogăriță și citea cărți, era blogger de literatură, așa, și ajunge, se mută într-un orășel mic de provincie din state unde se întâmplă să fie vecină cu niște extratereștri. Evident că nu știe că este vecină cu niște extratereștri, ci evident că se împrietenește cu ei fără să știe că sunt extratereștri. Mă rog, se împrietenește cu una dintre extratereștri, în fine. Și de aici ajunge să fie părtașă la niște evenimente extraordinare până află că ăștia sunt extratereștri și, mă rog, o descoperiți voi dacă vă interesează. Este o carte ușurică, o carte din aia de citit. Unii dintre voi cred că o terminați într-o zi, adică e așa de citit light, așa rapid, drăguțică, cute, e mai degrabă de adolescență, așa e cute, e plăcută, nu e o capodoperă senzațională. Da, e o tatonare acolo între puștoaică și personajul masculin principal, că se iubesc, dar se urăsc, dar se urăsc, dar se iubesc și la un moment dat te enervează și asta mi-a plăcut, faptul că m-a enervat, așa că ba se iubea, ba se urau, ba se, în principiu ei se detestau de sfânt de moarte. Da, dar mi-a plăcut și când a fost excesiv de siropoasă, că în general astea pentru adolescenți sunt super siropoase, de pleacă, îți vine să vergi. Deci totul bine și frumos, drăguță cartea, dacă vreți ceva light, dar e o serie de vreo 4 sau 5 cărți, nu mai știu, cred că o să iau și cartea a doua, nu știu, încă nu m-am decis, nu sunt wow, adică finalul, da, a rămas cu un cliffhanger acolo, dar nu pot să zic că m-a dat pe spate, da, cred că o să iau și cartea a doua, să vedem dacă e bună, dar nu acum, adică mai aștept. Apoi, stați așa. Intrăm la ultimele două cărți pe care le-am terminat în luna decembrie, cu care am mari probleme. În sensul că le-am pus pe raftul de read again. Adică trebuie să le recitesc, tocmai pentru că am poziția aia în care eram așa. Acum, uitându-mă în urmă, nu mai aduc aminte nimic din cărțile astea. Deci nu știu cum le-am citit, nu știu cum am trecut prin ele, but I'm tufă de Veneția. Așa că le voi reciti. Eu le-am citit odată, adică chiar am fost copil conștiincios și le-am citit odată, dar nu mi-a rămas nimic în cap. Așa că nu am prea multe să vă zic despre ele. Este vorba despre cum să ne purtăm cu oamenii dificili. Asta este o carte pe care mi-a dus-o Sabina pentru că am văzut-o la ea. Sabina Rusescu mi-a dat-o când am fost ultima dată la Brăila pentru că am văzut-o la ea și mi s-a părut interesantă și a zis că o termină și mi-o dă mie și ceea ce a și făcut și am citit-o. Vă zic că am tras câteva concluzii interesantele așa din cartea asta, dar trebuie să o recitesc, că nu. Nu știu, nu simt că n-am aprofundat
N-am rămas cu aproape nimic după cartea asta. Din nefericire, mi se întâmplă și chestia asta și n-am ce să fac. Asta este situația, asta e viața, se la vii. A doua carte care o punem pe raftul de o să o recitesc pentru că nu mai țin nimic din minte din ea, n-am reținut nimic din ea, este ABC-ul psihopatului de succes, volumul 1, pentru că dacă vă aduceți voi aminte, dacă m-ați urmărit anul trecut în clipurile astea dedicate cărților, am citit volumul 2. Partea bună este că nu au prea mare legătură decât cu subiectul general, dar poți să le citești în ce ordine vrei. Senzația pe care am avut-o când am terminat cartea asta a fost că volumul 2 este mai simpatic, adică are factorul ăla comic, pentru că v-am spus că mi-a plăcut foarte, foarte tare, mi s-a părut foarte amuzantă cartea aia și m-a distrat mult de tot, încercând să-mi explice niște lucruri foarte interesante de altfel, și mi-a dat impresia că a fost și mai scurtă și mai bună cartea, nu știu, așa, asta e senzația cu care am rămas. Dar țineți cont de faptul că nu mai știu aproape nimic din cartea asta, da? Nu mi-a mai rămas aproape nimic în minte din cartea asta, așa că o să o reiau în curând. Uite că am găsit și ce căutam. Căutam ceva, niște hârtii pentru mama. Yes, e bine, să le pun aici. Așa. În schimb, cu ce am rămas de la cartea asta este că mi-a explicat mult mai clar la ce se referă ei când vorbesc de psihopați și la ce anume fac ei referire când folosesc termenul de psihopat, pentru că dacă vă aduceți aminte, când am vorbit de cealaltă carte, vă spuneam că am o problemă cu faptul că au folosit cuvântul psihopat în ideea de a defini o persoană care este foarte concentrată pe dezvoltarea lui personală și pe a urca în societate și pe a face niște lucruri, pe a-și depăși condiția. Adică aveam o problemă cu faptul că au folosit termenul de psihopat, care este un termen medical și care știți că se referă la un pic alte lucruri, dar în cartea asta explică mult mai bine de ce folosesc termenul de psihopat și am înțeles, adică mi-a fost mult mai clar și nu mai am o problemă. Așa! Și prima carte din acest mini book haul este Străinul Misterios de Mark Twain. V-am zis și într-un daily vlog că este o carte pe care am găsit-o în Carrefour la vreo 15 lei și mi-am dat seama că n-am mai citit Mark Twain de când am citit ultima dată Huckleberry Finn și am luat-o. Am văzut pe Goodreads, când am pus-o pe Goodreads, am văzut că asta este o carte care a fost publicată după moartea lui Mark Twain. Este de fapt o colecție de povestiri pe care Mark Twain nu le-a publicat niciodată în decursul existenței lui, ci au fost publicate după ce a murit. We shall see. Da, sunt niște povești, adică mă aștept să fie puțin plictisitoare pentru că este stilul ăla clasic de descriere pe care îl aveau în perioada lui Mark Twain cam toți autorii. Mă aștept la factorul boring, dar mă aștept și la factorul puțin de aventură specific lui Mark Twain. Apoi, avem o carte care a fost extrem de populară anul trecut, deci cred că toată lumea, cum toată lumea a vorbit de Pacienta Tăcută, toată lumea a vorbit și de cartea asta, mi-am pus-o și eu pe Goodreads și într-un final am propus-o la Book Club și este cartea lunii februarie la Book Club. Again, dacă vreți să faceți parte din Book Club-ul nostru, vă invităm cu mare drag. Dacă vreți doar să citiți cartea ca să povestim despre cărțile pe care noi le citim la Book Club, la fel puteți să faceți fără să intrați în Book Club. Și cartea este O mare de lacrimi de Ruta Sepeti. Este o ficțiune istorică. Am început să o citesc, am parcurs cam 100 de pagini în ea. Este destul de interesant, a început să mă prindă. Din ce înțeleg eu din cartea asta, este vorba de... Se urmăresc de fapt 4 personaje, se urmărește, nu știu, viața a 4 personaje pe final de al doilea război mondial. În general, cu ficțiunile istorice, eu sunt cum si cum sa, depinde cum sunt scrise, asta având mare legătură cu nazismul și cu al doilea război mondial în mod special, un subiect care pe mine de altfel mă fascinează, nu nazismul în sine, am o problemă chiar cu nazismul, ci al doilea război mondial în sine mă fascinează și chiar și primul război mondial mă fascinează pentru că am avut șansa să am un profesor de istorie în facultate absolut divin, deci omul era demențial.
care a reușit să-mi explice istoria așa cum cred eu că trebuie explicată istoria și care a reușit să ne atragă către istorie și a început cu primul război mondial, că de acolo am început noi să studiem în facultate și a continuat cu al doilea război mondial și a fost pentru prima dată când am reușit să scriu o lucrare, să dau un examen la istorie, la el, să dau un examen în care n-am spus decât anul în care a murit Stalin și pe ăla îl știu doar pentru că a murit la un an după ce s-a născut mama. Asta e singurul motiv pentru care știu anul în care a murit Stalin. Și am luat 10 pentru că am rezonat foarte mult cu profesorul meu și am explicat exact cum explica el la oră, adică și el a apreciat chestia asta și a fost profesorul care a reușit, singurul profesor de istorie de altfel, care a reușit să mă facă să fiu foarte atrasă de istorie și de-aia subiectul primului și al doilea război mondial mă fascinează, dar văzute cu ochelarii lui, prin perspectiva lui. Și anume exact așa ca o poveste, nu neapărat ca ceva pe care trebuie să-l reții cu date foarte concrete, că dacă greșești un an, Dumnezeule, s-a terminat și nu știu ce. Hello, my loves, Nicoleta de la editare aici. Da, tocmai am constatat că îmi lipsește ultima parte din acest clip, care nu știu cum s-a întâmplat, cum a dispărut, but... trecem peste. În ultima parte vă vorbeam despre ultima carte pe care am luat-o și despre top 3 cărți din 2021, ceea ce vom face acum, dacă n-am binevoit camera mea să înregistreze. Și ultima carte pe care am luat-o a fost asta, pe care am luat-o împreună cu O mare de lacrimi, de Ruta Sepeti, asta, Păpușa, de Ismail Cadare. Bănuiesc că am trecut-o în Goodreads, văzând-o la Loredana, nu mai știu nimic despre ea, vă spun că nu mai știu. Am comandat-o că am văzut-o la un preț bun și anume 10 lei acolo și o aveam pe lista de to read la Goodreads și zic hai să o iau. Mi s-a părut interesantă, bănuiesc, când am văzut-o la Loredana. Habar n-am, nu știu nimic nici de autor, nici de roman, nici n-am citit nimic, așa că o să lăsăm lucrurile așa. Dacă vreți să citiți, o să vă las un link de la carte. Da, și o să văd eu cum este. Îmi place să fac chestia asta, adică să iau cărți despre care nu mai țin minte nimic și nu citesc despre ele, ca să mă surprindă. Unele mă surprind într-un mod plăcut, altele într-un mod mai puțin plăcut, dar asta e partea a doua. Da, aia este Woody, care este foarte plictisită. Ce-i, mama? Udila? Ce-ai pățit? Așa. Iar pentru top 3 cărți din 2021 avem așa, pe partea de roman psihologic, avem Pacienta tăcută. Este o carte pe care probabil cei mai mulți dintre voi ați citit-o. Dacă n-ați citit-o, vă recomand să o citiți pentru că este foarte interesantă. Mi-a plăcut foarte mult și în ciuda faptului că tot încercam eu să intuiesc așa cam ce s-a întâmplat, a avut un twist fantastic la final care m-a lăsat cu gura căscată, zis așa, și asta m-a făcut să o iubesc foarte tare, plus felul în care a fost scrisă mi-a plăcut, deci da, o carte super bună. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult Biblioteca de la miezul nopții, tot pe partea asta de ficțiune, fantasy, așa, pentru că m-am identificat foarte tare cu personajul, fiind vorba de depresie. Mi-a plăcut foarte mult cum autorul, că e un autor, autorul a descris stările acelea depresive, adică au fost foarte autentice din punctul meu de vedere, au fost foarte bine construite, foarte reale, n-au fost stări, nu știu, așa exagerate, trase de păr, și asta m-a făcut să mă identific foarte mult cu personajul și să înțeleg foarte bine starea asta de a te întreba constant ce ar fi fost dacă aș fi luat altă decizie într-un anumit punct al vieții mele. Foarte interesantă carte, foarte bine scrisă și ea. Vă recomand să o citiți dacă nu ați citit-o. Și ultima carte, pe partea de self-help, ar fi ABC-ul Psihopatului 2, da? Volumul 2 de la cartea pe care v-am prezentat-o mai devreme, pentru că
Mi s-a părut foarte bine scrisă, în sensul că nu este o carte tipică de self-help, este mai degrabă o discuție reală pe care avea-o cu niște prieteni pe o anumită temă a motivației sau a dezvoltării personale, dar cu multe glume și cu mult umor negru inserat, ceea ce o face foarte relaxantă de citit cartea asta, o face foarte plăcută de citit și în același timp te face să înțelegi mult mai bine perspectiva autorilor și ce vor ei să-ți spună. Și cred că este interesantă, cred că este o carte interesantă, o carte atipică de self-help și dacă sunteți în general nu prea prieteni cu genul ăsta de self-help, dar ați vrea totuși să citiți o carte din asta, să vedeți dacă puteți învăța ceva din ea, eu vă recomand să începeți cu asta, pentru că este altfel, nu este cartea tipică de self-help, UDI, care, nu știu, te ceartă sau încearcă să te învețe cu rigurozitate anumite lucruri și zice că trebuie să faci cu religiozitate anumite lucruri și care cumva te face să te simți prost că n-ai realizat până acum anumite lucruri și tot așa. Cred că înțelegeți la ce mă refer. Bun, și astea fiind zise, încheiem clipul ăsta, că nu, fața mea de momentul de față nu vă mai ajută. Pa, pop! Spuneți-mi și voi ce ați citit în 2021, care au fost cele mai bune cărți, recomandări, dacă ați citit cărțile pe care vi le-am arătat eu în clipul de astăzi, orice recomandare de lectură aveți este binevenită, dacă vreți să intrați în Book Club Căman, vă așteptăm cu mare drag, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!